Cele mai ieftine jocuri și skin-uri le găsești pe gda.com, link-uri și codul de cashback sunt în descriere. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou review. Ei bine, astăzi o să ne uităm la mouse-ul Mionix Naos QG, un mouse foarte, foarte tare care îți măsoară pulsul inimii, ceea ce e foarte, foarte tare. Bun, hai să începem. Mouse-ul are o formă foarte ergonomică și este confortabil, fiind alcătuit dintr-un plastic mat gri deschis. Senzorul acestuia este foarte performant și precis, perfect pentru gaming și pentru acțiuni ce necesită precizie foarte mare. Cea mai importantă caracteristică a mouse-ului este senzorul ce îți măsoară pulsul în timp ce te joci sau stai pe PC. Momentan acesta este singurul mouse de pe piață care îți permite acest lucru. Un lucru care mă deranjează personal este că nu există un mod de tranziție între culorile RGB, ci poți o seta doar o culoare pe una din cele două zone de iluminare. La acest preț, acest feature era binevenit. În concluzie, mouse-ul Mionix Naos QG este un mouse foarte confortabil, performant și care are o caracteristică unică. Dacă ai nevoie să-ți măsori pulsul în timp ce ești la PC, acest mouse este perfect pentru tine. O chestie pe care am observat-o cât timp am avut mouse-ul era că apăsam cu degetul din greșeală pe click dreapta, pur și simplu când îmi țineam mâna pe mouse, ceea ce era foarte enervant. Pur și simplu se apasă atât de ușor click-urile încât apăsam din greșeală și a trebuit să mă obișnuiesc să nu țin mâna atât de tare pe mouse. O altă chestie, mi se pare că mouse-ul e puțin prea deschis la culoare, gen e prea gri deschis așa, era mai mișto dacă era mai negru, un gri închis așa. Parcă, nu știu, dacă ai tastatura neagră și totul negru, să ai mouse-ul la gri, parcă îți strică estetica. Cam asta cu acest review, știu că e un pic mai scurt, dar am pur și simplu am zis doar cea mai importantă chestie a mouse-ului, senzorul ăla, că în rest e pur și simplu un mouse ca oricare altul. Doar că foarte bun, gen cu un senzor super, super bun și are chestia aia în plus și e foarte confortabil. Bun, deci cam asta și cu acest review. Eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!